Stimați credincioși și dragi prieteni ai Bisericii Adventiste de ziua șaptea, în mesajul de astăzi vă informez despre câteva decizii executive luate de Uniunea Adventistă și de asemenea despre campaniile de voluntariat medical din mai multe orașe reședință de județ, precum și despre filmul documentar Cine sunt Adventiștii. Vă trimitem multă sănătate în Domnul din partea Comitetului Executiv al Uniunii de Conferințe, întrunit în ultima ședință ieri, 29 februarie, în Voluntari, județul Ilfov, la sediul național al Bisericii. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Am invitat alături de noi Departamentul Juridic pentru o revizuire a Regulamentului de Ordine Interioară din instituția noastră. Regulamentul cuprinde drepturile constituționale și obligațiile salariaților, drepturile și obligațiile Uniunii Adventiste și alte prevederi statutare despre organizarea muncii, evaluarea performanțelor și sancțiunile disciplinare. Un alt punct pe agendă a fost raportul Comitetului de Planuri și Hotărâri pentru următorii ani, un document cadru care urmează să fie transmis delegaților la adunarea generală din 21-22 aprilie pentru analiză. El conține 7 direcții pentru administrarea bisericii, 4 linii directoare pentru sistemul național educațional adventist, 3 propuneri punctuale pentru rețeaua națională adventistă de sănătate și 5 direcții pentru evangelizare. Acum, în raport, sunt prezenți indicatori ce măsoară îndeplinirea obiectivelor propuse, în funcție de cerințele adunării generale. Și alte prevederi punctuale vor fi consemnate. De duminică până marți, săptămâna aceasta, sute de clujeni au fost martorii unei ample campanii de voluntariat medical organizate de Biserica Adventistă de ziua șaptea din Conferința Transilvania de Nord. Departamentul de Sănătate și pastorii au condus acțiunea de binefacere medicală. În ofertă au fost peste 40 de cabinete cu specializări diferite, un loc cu activități de instruire pentru copii și o caravană pentru mamografii. Multe instituții publice din Cluj-Napoca și autorități locale au semnat parteneriate cu Biserica Adventistă și, în cadrul colaborării, un număr de peste 100 de colegi ai medicilor adventiști s-au înrolat în campanie. Prefectul orașului, viceprimarul și câteva posturi de televiziune au vizitat BT Arena și tot aici s-au înregistrat și emisiuni ce vor fi difuzate în cadrul evangelizării medicale de la Speranța TV din perioada 9-16 martie. Ocazie când veți putea urmări mai multe materiale din ultimele ediții din Grijă pentru Tine. La Cluj-Napoca s-au făcut 3.000 de consultații, din care peste 1.500 de ecografii, pentru minim 1.200 de beneficiari unici. Menționez în plus și cei aproximativ 500 de elevi care au participat cu clasa și profesorii la expoziția de sănătate în spațiul dedicat de la BT Arena. Campanii similare de Îngrijă pentru Tine se vor desfășura în perioada următoare la Târgu Mureș din 10 martie, Satu Mare, la finalul aceleiași luni, și apoi în Pitești și Sighetul Marmației. În sabatul trecut, 24 februarie, Departamentul de Comunicare al Uniunii de Conferințe a avut o serie de instruiri și comunicări cu responsabilii de relații publice și comunicare de la nivelul regiunilor și al bisericilor locale, cu invitați speciali din partea Diviziei Intereuropene și de la București. Convenția anuală a reunit comunicatori și lideri în producția media adventistă din țară pentru părtășie și inspirație. Diseară, pe 1 martie 2024, se lansează filmul documentar Cine sunt Adventiștii? O producție a Uniunii de Conferințe pentru audiență generală. Filmul de o oră și jumătate surprinde părți din misiunea adventistă organizate pe 6 secțiuni. Ghidul narator este fratele Ioan Paicu,
actualmente pensionar, realizator de emisiuni la Radio Vocea Speranței, prezbiter în biserica noastră din Iași și fost director de programe la Centrul Media Adventist. În prima parte se prezintă cine sunt adventiștii și de unde vin, cu o scurtă expunere a arborelui creștinismului și încadrarea adventismului în familia protestanților. După o trecere în revistă a istoriei mileriților, cunoaștem familia fratelui Nicu Ion din Văcărești, Dâmbovița, cu 4 generații de adventiști. Următoarele 3 secțiuni arată ce fac adventiștii pentru societate și cum își ajută semenii. Sunt imagini din toate centrele adventiste de sănătate din țară și de la Spitalul Oncologic din Târgu Mureș, iar un segment e dedicat medicilor adventiști care oferă consultații și analize gratuite, în parteneriat cu universități de medicină și instituții publice. Aflăm ce recorduri globale dețin adventiștii în prezent și cum au făcut istorie în medicină. În secțiunea despre educație, vizionăm interviuri cu directorii liceelor adventiste și ascultăm mărturii de la elevi, părinți și absolvenți. O hartă cu toate școlile adventiste ne ajută să putem aprecia dimensiunea rețelei adventiste de educație din România. Iar directorii prezintă cele mai importante principii în învățământul confesional. Vă recomand să vizionați secțiuni din acest material în bisericile dumneavoastră, la serviciul divin de după amiază și să lansați discuții deschise despre valorile adventismului din țară sau despre cum poate biserica locală să producă o schimbare în bine în localitatea dumneavoastră. Partea de educație se încheie cu exemplul familiei surorii Santa Pocrib, cu multe generații de credincioși din localitatea Matca, județul Galați. A doua jumătate a filmului arată modul sistematic de sprijin al celor în nevoie și apoi care sunt crezurile noastre specifice. De ce respectăm ziua a șaptea, sabatul? Care este mesajul celor 3 îngeri și cum îl explicăm altora sau ce credem despre a doua venire a Domnului Hristos? La nivel global, dintre toți oamenii, adventiștii au cele mai multe puncte comune cu musulmanii și cu evreii, ceea ce ne oferă un potențial evanghelistic inegalabil. Ultima secțiune ilustrează ce cred adventiștii despre viitor, urmărind istoria unui imn care a ajuns în cartea noastră de cântări după Revoluția din Timișoara, imnul Sfârșitul Veacului Trăim. Finalul conține și un apel public făcut de adventiști ca oricine să aștepte viața veacului ce va să vină odată cu revenirea Domnului Iisus Hristos. Deși veți vedea sute de adventiști și filmări cu multe biserici din toate regiunile țării, materialul nu poate să încadreze toate activitățile bisericii și, desigur, nici toate învățăturile noastre din cauza lungimii sale, care ar deveni prea obositoare pentru publicul neadventist. Însă, un accent deosebit este pus pe Biblie, cartea noastră de învățătură și practică. Un material mai consistent, de circa 2 ore și jumătate, va fi difuzat pe postul Speranța TV după 15 martie, sub formă de episoade, în care vor apărea mai multe interviuri și detalii care lipsesc din versiunea online a filmului Cine sunt adventiștii. Dorința mea este ca această producție să răspândească în lume cunoașterea adventiștilor și să aducă bucurie în inima celor care o vor urmări, pentru a trăi o viață cu sens alături de Domnul Iisus. Mă rog ca vizibilitatea bisericii noastre să crească și la fel ca personalitățile din introducere, care vorbesc frumos despre credința adventiștilor, mulți să îl laude în mod public pe Dumnezeu. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos!